Mitriță uh, uh, Mitriță, o repiză a doua foarte bună Dar și cu niște greșeli a lui Sise Fundaș central de la Oțelul Penibil a fost, mi-am de greșelile lui Daua De la începuturi uh, În schimb, ea, cred că lui Mitriță Fiind un jucător cu garda jos Așa cum spuneam noi, i-a convenit terenul mm -hmm. Repriza a doua uh, Dar s-a văzut uh, Ce gleznă finale Ce combinație poate să facă și da, Mitriță Cred că își dă seama că trebuie să dea mult mai mult decât a dat până acum, dacă vrea să facă parte din lotul național. Eu cred că vrea. Mi așa mi s-a părut. La cum l-am văzut acum și cum s-a -a pus în slujba echipei mm -hmm. și a văzut că nu l-a mai băgat nimeni în seamă de la echipa națională, cred eu că și-a dat și el seama că A învățat din să lecție. Arate, și a învățat să arate lecția. La, să lase și la fel și Ivan. Și Ivan s-a pus în slujba echipei, decât că Ivan nu are încă realizări. Da. Andrei... Uh, 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 mitriță, dacă joacă bine Mai poate veni la națională Sau nu face parte din zona aia de caractere Pe care a format-o Edi Urdănescu Că aici e de fapt discuția care o știm cu toți Orice jucător care joacă bine Și care înțelege ce i s-a întâmplat în carieră Cred că poate să vină la echipa Mitrița națională. are capacitatea să înțeleagă? Eu cred că da, de ce să nu aibă capacitatea? Adică, îl, adică, cum îl știi pe Edi Dacă Mitriță arată ca înțeles Are o atitudine pentru grup Joacă bine, l-ar chema? Eddie este unul dintre cei mai corecți oameni uh, pe care i-am întâlnit eu în uh, cariera mea. Uh, în același timp, uh, Eddie caută să găsească cele mai bune soluții pentru echipa națională. Până acum, nu a putut să găsească altă vedetă decât grupul. Ăsta este cel mai, cea mai importantă vedetă a lui uh, Eddie Ordănescu. Aici va fi foarte atent să nu strice grup. acest grup. Dar, dacă va considera că acest grup nu are cum să se strice cu un jucător sau altul, acela va fi la... Chiar dacă îl cheamă acela. Mitriță. Chiar de, ori, poate să te cheme oricum. Nu contează. Uh -huh. Nu contează. Adică e genul Edi să aibă resentimente, să spună, domne un risc să la după Mitriță. Nu. No. Deci dacă, am... dacă, consideră că are nevoie de mitriță și îi place ce vede, îl cheamă fără probleme, cu nu? Cu siguranță, cu siguranță. Și au fost exemple nenumărate de când el la echipa națională. Uite, chiar mă gândeam la, la Edi și, și, la Burcă, la Ovidiu Burcă, acum. Eu cred că marele câștig al lui Edi după campania de Liga Națiunilor că a înțeles ceea ce spunea Einstein care zicea că dacă, dacă faci aceleași lucruri și te aștepți să obții alte rezultate, e semn de nebunie. Ori Eddie a schimbat radical anumite aspecte ale problemei după campania de Liga Națiunilor. Eu cred că, apropo de Dinamo, dacă are șanse, Dinamo are șanse să se salveze de la retrogradare în momentul ăsta, dacă e să socotim în jumătățirea punctelor între Dinamo și Universitatea FCU Craiova, sunt numai trei puncte la jumătate. Sigur că Fece o va un meci în seara asta de disputat, încă un meci de disputat. Dar cei de la Dinamo, dacă vor face o analiză corectă și, și vor da seama ceea ce trebuie să schimbe în momentul ăsta, sunt ca la începutul drumului. Nu sunt mari deosebiri de pe. Numai că trebuie să vezi ce trebuie să schimbi și trebuie să o faci. Uh -huh. Pentru că dacă vei continua să faci lucrurile la fel. E semn de nebunie. Cum spunea Einstein. Da. Ok, da. dacă nu vrei alte rezultate. Vivi, FCSB a bătut, dar să știi că pe mine nu m-a impresionat. Dar știi cu cine dacă FCSB o etapă următoare? Da. Cu oțelul. Cu oțelul, da. da. poate, da. Poate, Azi... poate conduce oțelul 1-0, deci, eu... se retrage Dorinel acolo și termină 1-0, se vește, îi face zici, eu te băi eu la munte învățat pe ăsta. Deci pe mine nu a bătut, pragmatici, dar da. nu m au impresionat. Da, nu, 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 nu au avut un joc... de echipă, un joc de atac. Adică, un, au avut nu... jocul din a doua al Universității Craiova, de exemplu. No, no, no. care a arătat personalitate în a doua repriză. Bun, e adevărat, prima repriză după mult timp când Universitatea Craiova arată personalitate, ca să fim serioși, că să fim și sinceri.